dragii mei! Astăzi vom face o nouă oră de educație digitală, modulul Gândim Digital. Și eu sunt Natalia Schițco, profesoară de informatică, robotică și educație digitală de la Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale. Haideți să vedem cine mă ajută pe mine astăzi. Așa, salutare Ștefan, deja ne ține minte. Ana, ura, avem o nouă oră de programare. Da, avem o nouă oră. Așa, roboțelul B8, care ne spune că o nouă zi cu elemente digitale pe care el le cunoaște, logic, vrea să le împărtă și nouă. Și pictorul. Oh, deci să înțeleg că vom și desena astăzi. Deci, pictorul ne va ajuta cu elemente de desen. Lecția numărul 14 de astăzi este laboratorul programelor cu bucle. Să înțeleg că astăzi vom face multe exerciții. Ok, deci, să începem cu reamintire. Aici în față avem toate instrucțiunile care pot fi utilizate, cel puțin cele pe care le-am studiat. Așa, deci B8 ne va ajuta să vedem că avem bucla, repetă, și avem blocul de început, când rulez. Da? Ștefan ne propune setul de blocuri stânga, dreapta, sus, jos. Sunt instrucțiunile de mișcare. Mersi, Ștefan. Așa, pictorul și Ana ne-au arătat blocurile pentru desen, Ana, și pictorul blocul pentru a sări, a merge. Nu a desena, nu a se mișca, a sări peste un element fără să desene. Deci ultimele două blocuri de instrucțiuni sunt pentru desen. Mersi mult! Deci, ce vom afla noi astăzi? Așa, Ștefan ne spune sau ne va ajuta să vedem cum vom conecta buclele între ele. Deci să înțeleg că vom avea mai multe bucle. Ana, că într-un singur program poți avea mai multe bucle. Am înțeles, odată ce putem să le conectăm între ele, le și putem avea mai multe. Mersi, Ana! Și roboțelul ne spune cum să scriem programe care să conțină mai multe bucle. Deci vom vedea cum să programăm acel program cu mai multe bucle. Mersi! Exercițiul numărul 1 ne va ajuta la realizare, roboțelul B8 și Ana. Deci, să vedem care sunt condițiile. Indică următoarele exerciții, instrucțiunile lipse și numărul de repetări în buclă. Așa, să vedem. Avem un șoricel care trebuie să ajungă la cașcaval și pentru asta trebuie să se întâmple ceva. Văd bucla, că este, nu văd câte ori se repet. Și nu văd ce trebuie să repet. Hai să vedem. Ca șoarecele să ajungă la cașcaval, el trebuie să facă 1, 2, 3, 4 repetări în jos, saltă în jos. Deci, la repetă trebuie să fie 4. Ura, am ghicit! Mai departe, în jos trebuie să alegem instrucțiunea. Corect, am ghicit. Și apoi el merge în dreapta și ajunge la cașcaval. Deci, am înțeles. Așa, deci, haideți să vedem exercițiul 2 ce vom face. Ajutor va fi robotul B8 și pictorul. Iarăși trebuie să indicăm instrucțiunile lipse și numărul de repetări în bucle. Deci, pentru a ajunge șoarecele la cașcaval, el trebuie să meargă sus, apoi în stânga, iarăși în sus, în stânga, sus, stânga, sus, stânga. Aha, deci el trebuie să facă 1, 2, 3, 4 repetări. Să vedem. Ura, am dreptate. Așa, apoi sus, stânga, deja am determinat și am ajuns în stânga. Oare asta e tot? Nu, mai avem nevoie de o instrucțiune. Cred, presupun, ca să iau cașcavalul, trebuie să mai merg încă o dată în stânga, deja fără repetare. Oh, este corect. Uite ce bravo suntem noi. Așa, exercițiul 3. De data asta văd că trebuie să mai și desenăm ceva. Și iarăși cu bucle, cu mai multe instrucțiuni. Deci, hai să vedem. Pictorul trebuie să facă o linie în sus, apoi în dreapta una, apoi încă una în dreapta. Deci, de două ori în dreapta și se începe repetarea. 1, 2, 3, 3 repetări. E corect. Apoi, instrucțiunile sunt sus, trasăm o linie, dreapta trasăm o linie și încă o dată în dreapta trasăm o linie. Deci, n-a fost greu deloc. Ok, sunt ușoare exercițiile astea. Wow, 3 bucle? Se poate și 3 bucle.
Hai să vedem ce trebuie să facem aici. În următorul exercițiu trebuie să completăm parțele lipsă, adică eu trebuie să pun și instrucțiunea și de câte ori se repetă. Haideți să vedem. Deci, hai Ștefan să mă ajuți, de câte ori trebuie să mergem în sus? 1, 2, 3, 4. Deci trebuie să mergem de 4 ori în sus, doar să mergem. E corect și în sus. Ok, și Pictore, dar pe urmă ce ar trebui să facem? 1, 2, 3, 4. Ar trebui tot de 4 ori să mergem dreapta. 4, ura, corect. Și în dreapta. Deci am avut dreptate. Și ne rămâne să ajungem la cașcaval făcând 2 pași în jos. E adevărat? 2 și în jos. Deci până la urmă n-a fost așa de greu. Foarte interesant. Așa, exersează. Deci, ultimul exercițiu să înțeleg că este pentru voi copii. Deci, încercați să exersați și voi. Aveți 4 bucle și trebuie să găsiți care sunt instrucțiunile care trebuie să fie înăuntru și de câte ori să se repete fiecare instrucțiune pentru ca șoarecele să ajungă la cașcaval. Sporă la muncă! Și dacă mai și vreți să și codificați online, nu doar să faceți exerciții aici, vă propun să exersați în laborator la pagina 70, se află butonașul pentru cod, ca să puteți să lucrați. Deci, ne reamintim cum ajungem sau cunoaștem. Deschidem browserul, scriem studio.org și ajungem la pagina de codificare. Și acolo putem să codificăm cu bucle și fără toate elementele de care avem noi nevoie. Succes la programare! Vă urez! Asta a fost tot pentru astăzi. Sper că au fost interesante exercițiile. O zi bună, dragii mei!